Eu nu sunt politic profesionist, sunt medic, care activează 10 ani la Urhei, la Spitalul Raional. Trăiesc în chirie, am un fiu și mă dedic total educației lui. Eu cunosc foarte bine provocările și dificultățile cu care se întâlnesc oamenii noștri în țara noastră, deoarece eu însă am nevoie de să fac față zi de zi, să am nevoie de viața mai bună, mai liniștită, cu viitor prosper, cu viitor frumos al țării noastre.